Deși suntem abia la începutul iernii, gospodarii orașului s-au gândit deja că cel mai probabil va ninge și că vor trebui curățate străzile și trotuarele municipiului. Ca în fiecare an, primăria a încheiat un contract de dezăpezire cu o firmă specializată care dispune de utilajele speciale pentru o astfel de activitate. Suntem pregătiți. Săptămâna trecută am avut deja o ședință pe această zonă. Deci s-au aprovizionat toate materialele și suntem pregătiți să facem față chiar unei ierni grele, așa cum se anunță de altfel. Ca în fiecare an, dezăpezirea va fi făcută de societatea care se ocupă și de salubrizarea orașului. Iar dacă ninsorile vor fi abundente, se va putea interveni și cu utilajele UrbiServ. Primăria va decide ce fel de materiale antiderapante vor fi folosite pe carosabil și pe trotuare, știind că sarea ar fi cea mai bună ca raport eficiență-preț. Pe polei poate fi împrăștiat și nisip care reduce derapajul autovehiculelor, dar care murdărește străzile și înfundă canalizările. Contractul merge și dacă nu ninge sau numai... Nu avem contracte de astea la Buzău. Deci dacă avem zăpadă, se intervine și plătim acest lucru. Dacă nu este zăpadă, nu plătim. Material antiderapant va fi împrăștiat și pe trotuare, mai ales în zonele de intersecții și la trecerile de pietoni, iar zăpada strânsă va fi transportată în afara orașului cu mijloace de mare capacitate.